Suntem gata, bună dimineața tuturor! Iarăși este vineri dimineața, orele 10 și noi ne vedem la tradiționala discuție despre transformare digitală sau Moldova Digitală, cum o numim generic, organizată de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene din Republica Moldova, pe care eu îl reprezint în calitate de expert pentru politici de digitalizare. Organizăm această serie de discuții sistemică, cum o numim noi, în fiecare zi de vineri, începând cu orele 10 până la 11, și discutăm un domeniu de referință conex transformării digitale în Republica Moldova. Reamintesc că această serie de discuții este organizată în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova. Vă mulțumesc, colegi, noi avem o comunicare și o cooperare foarte strânsă, săptămânală, cu AGEA, care este probabil cea mai importantă instituție de referință, și cu colegii noștri de la privesc.eu. Colegii, vă mulțumim pentru această cooperare sistemică care o avem. De ce noi discutăm despre transformare digitală? Reamintesc acest lucru în fiecare vineri, este că transformarea digitală deja este realitatea în care noi toți trăim. Există deja toate palierele vieții noastre care sunt sau trebuie să fie digitalizate. Există soluții practic la toate domeniile la care nu ne putem imagina și Republica Moldova se află într-un context foarte favorabil în această perspectivă, pentru că noi pentru prima dată avem transformarea digitală drept prioritate națională sau prioritate de guvernare. Nu a fost până acum niciodată acest lucru. Pentru prima dată noi avem și un funcționar de rang foarte înalt, un vicepremier pentru digitalizare, care are drept scop sau funcția dumnealui, domnului Țurcanu, este de a coordona aceste efort național de transformare digitală, dar și câteva instituții de referință, printre care AGS-TISC și ASP, Agenția de Servicii Publice, și chiar acum se află în proces de finalizare un document strategic pentru până în anii 2030, care se numește Strategia Națională de Transformare Digitală. Astăzi, invitatul nostru este domnul Alexandru Berlinski, secretar al Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, și ne bucurăm foarte mult că dumnealui și instituția propriu-zis, Comisia Electorală Centrală, a decis să participe la această discuție, pentru că toate procesele electorale vă afectează pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți în modul cel mai direct, și că deja există foarte multe soluții digitale sau baze de date digitale care sunt interconectate, despre care noi ne folosim uneori chiar nici nu ne dăm seama. Dar totodată se apropie 3 ani electorali și vom discuta și despre soluțiile de viitor, inclusiv de acel concept de vot electronic care a fost elaborat de către CEC și de grupul interinstituțional, dar despre care vom vorbi astăzi în detalii, tradițional. Deci, încă o dată, domnul Alexandru Berlinski, secretar al Comisiei Electorale Centrale, probabil cea mai avizată persoană din Republica Moldova, să discutăm acest aspect. Domnule secretar Berlinski, bună dimineața! Da, bună dimineața, stimate domnule Guzon, și vă mulțumesc mult că oferiți posibilitatea să aducem în adresa tuturor alegătorilor despre procesul de digitalizare în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Domnul Berlinski, vă mulțumim mult. Pentru început, noi tradițional începem cu a prezenta instituția care invitatul nostru o reprezintă, ca să înțelegem foarte clar unde începe mandatul, inclusiv pe sectorul de digitalizare, unde finalizează. Și o să vă rog foarte mult să ne povestiți un pic despre structura actuală a Comisiei Electorale Centrale, care sunt funcțiile de bază, un pic despre, nu știu, câte persoane lucrează dumneavoastră pe acest segment, câte persoane aveți, pentru că probabil acest element de transformare digitală, de formare a listelor, aceste sisteme conexe, funcționalității proceselor electorale sunt foarte implicați în acest proces. Probabil un pic cum cooperați cu alte instituții, pentru că probabil listele electorale ne-a să le extrageți din registrul populației și așa mai departe. Deci o introducere generală, dacă vă rog, a instituției dumneavoastră, domnule secretar Berlinski, vă rog. Deci, Comisia Electorală Centrală este formată din 9 membri. Odată cu votarea codului electoral de către Parlament ieri, în lectura a doua, deja începând cu luna ianuarie, toți 9 membri vor avea mandat permanent. Comisia este asistată de către un aparat care este compus din funcționari publici. Pot să vă spun că nu suntem chiar așa de mulți cum cred unii. Noi vorbim de un stat de personal de puțin peste 55 de persoane. Cu regret avem
câteva funcții vacante care acum suntem în proces de organizare a concurselor și profit de această ocazie și lansez un apel public ca toți cei care sunt cointeresați să vină să muncească la Comisia Electorală Centrală să acceseze site-ul la rubrica funcții vacante și să depună dosarul. Referitor la funcțiile de bază care le are Comisia Electorală Centrală, ne referim nemijlocit la organizarea alegerilor și să asigurăm tuturor alegătorilor dreptul de a vota și de a-și exprima dreptul la vot. Pentru aceasta, sigur că stă o muncă enormă în spate și nu în ultimul rând, ea este asistată nemijlocit de procese digitale. Așa cum cunoaștem foarte bine, fiecare alegător se regăsește într-o listă electorală. Informația respectivă noi o luăm de la Registrul de Stat a Populației, deci toate persoanele care au trecut de vârsta de 18 ani sunt automat importate în Registrul de Stat al Alegătorilor. Această importare se face automatizat, practic zilnic, de către sistemele digitale ale Comisiei Electorale Centrale. Un alt aspect, un alt domeniu, sigur că noi asigurăm participarea concurenților electorale în cadrul alegerilor. Deci noi înregistrăm în cadrul alegerilor parlamentare, prezidențiale și a referendumului republicane, noi înregistrăm acei concurenți electorali și acei participanți la referendum. Când vorbim de alegerile locale generale, în fiecare localitate se constituie un consiliu electoral de circumscripție, care în medie variază de la 7 persoane până la 11 persoane și ei sunt responsabili de înregistrarea candidaților în alegerile locale generale și ne referim la cele funcții elective, funcția de primar și funcția de consilier. Nu contează că vorbim de consilier pentru localități nivelul 1 sau consilier pentru consilii locale din nivelul al doilea. Ca cifre, fiindcă asta este mai important și alegătorii și cetățenii memorizează, ca cifre, în cadrul unui scrutin local general, colegii noștri din teritoriu, acele consilii electorale de circumscripție, înregistrează peste 55.000 de persoane. Deci, în cadrul unui scrutin local, participă peste 55.000 de persoane. Cea mai mare parte, sigur, participă la funcții elective și vorbim de consilii din nivelul 1 și nivelul al 2-lea, însă avem peste 8.000 de persoane care participă la funcția de primar, pentru că noi avem 898 de funcții de primar în Republica Moldova și avem peste 11.500 de funcții de consilier. În cadrul unui scrutin participă, cum spuneam, peste 55.000 de persoane. Când vorbim de alegerile prezidențiale, cunoaștem că participă până la 10-12 persoane, iar când vorbim de alegeri, acești candidați sunt înregistrați de către Comisia Electorală Centrală și, de asemenea, Comisia Electorală Centrală înregistrează și candidații la funcția de deputat. La ultimul scrutin din iulie, noi am avut peste 23 de formațiuni politice care au participat în cadrul scrutinului, un candidat independent. Iată, pe listele acestor partide au candidat în jurul la 2000 de persoane. Sigur că fără un proces digital, această muncă nu poate fi realizată, dar în discuțiile următoare o să vă aduc la cunoștința dumneavoastră de care sisteme digitale beneficiem noi și care sunt utilizate în cadrul unui scrutin național. Da, vă mulțumesc, domnule secretar Berlinski. Deci, ca să facem așa o mică concluzie, ca să trecem la subiectul mijlocit al nostru, deci dumneavoastră operați cu niște sume super impunătoare, da? Care probabil calculatoarele se descurcă mult mai bine decât oamenii, da? Adică și într-un fel sau altul vă ajută să evitați aceste erori umane. Deci, încă o dată, dumneavoastră extrageți lista tuturor alegătorilor automat de Registrul Populației, ceea ce înseamnă că aveți o cooperare foarte strâns cu ASP, corect? După care dumneavoastră operați la alegerile locale de nivelul 1 și 2. Ca să fie foarte clar, nivelul 1 și 2 înseamnă alegeri pentru municipalități, adică pentru primării și pentru consilii raionale. Da? 55.000 de oameni, pentru mine nici nu știam că sunt atât de mulți și operați cu aproximativ peste 2.000 de persoane care sunt candidați pe listele electorale în cadrul alegerilor parlamentare. Și probabil dumneavoastră mai aveți și o listă lungă de angajați sau funcționari electorali, haideți să numim așa. Deci echipa dumneavoastră nemijlocit este din 55 de persoane, aproximativ 55-60 de persoane. Dar spuneți-vă, câte persoane sunt angajate de obicei într-un scrutin?
mă refer la toate aceste persoane care sunt antrenate, care necesită a trece printr-un proces educativ, da, corespunzător și care sunt la dispoziția alegătorilor într-o zi obișnuită în scrutinii electorale, fie locale, parlamentare sau prezidențiale. Ca să finalizăm cu această cifră, ca să înțelegem care este anvergura echipelor cu care dumneavoastră lucrați. Domnul Berlinski, vă rog. Deci, în cadrul unui scrutin național, anume Comisia Electorală Centrală, este cel mai mare angajator din Republica Moldova și o să vin în adresa dumneavoastră cu următoarele cifre. Așa cum am menționat, în cadrul comisiei activează puțin peste 50 de persoane în consiliile electorale de circunscripții din nivelul al doilea. Mai simplu spus, în fiecare unitate administrativă teritorială, în fiecare raion, noi constituim un consiliu electoral de circunscripții. El activează cu cel puțin 50 de zile înainte de ziua alegerilor. Noi avem în total 35 de consilii electorale de circunscripții din nivelul al doilea. În aceste consilii activează cel mult 11 persoane. Deci, respectiv, noi vorbim de puțin peste 350 de oameni care activează la nivelul al doilea. Aceste persoane sunt desemnate de către consiliile raionale, consiliile locale din nivelul al doilea, adică sunt înaintați de către instanțele de judecată și câte un membru este înaintat de către fiecare partid parlamentar. Dacă nu este suficient acest număr, noi selectăm din registrul funcționarilor electorali și înaintăm în componența acestor organe electorale. Apropo, noi avem un registru electronic al funcționarilor electorali și în acest registru, la această etapă, noi avem peste 50.000 de persoane care sunt înregistrate și au activat anterior în cadrul organizării alegerilor. Trecem la următorul nivel, vorbim de consiliile electorale de circunscripție din nivelul 1, care se constituie doar când vorbim de alegerile locale generale. Deci în fiecare localitate din Republica Moldova, noi constituim un consiliu electoral de circunscripție din nivelul 1. În total, noi avem 896 de asemenea consilii, care de asemenea sunt compuse din maxim 11 persoane. Modalitatea de desemnare este aceeași, doar că dispare subiectul de înaintare, vorbim de către instanțele de judecată, nu înaintează persoane în aceste consilii și aici vorbim de puțin peste 10.000 de persoane care activează în aceste consilii din nivelul 1. Următorul nivel al organelor electorale în Republica Moldova sau în sistemul organelor electorale ale Republicii Moldova, vorbim de cele birouri electorale ale secțiilor de votare. Această cifră variază de la scrutin la scrutin. Cele mai multe birouri noi le avem în cadrul alegerilor parlamentare, prezidențiale și referendum republicane. De ce? Pentru că pe lângă secțiile de votare care sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, noi avem secții de votare care sunt deschise și în afara țării. Cel mai mic număr, noi vorbim de alegerile locale generale, acolo unde noi deschidem secții de votare doar pe teritoriul țării. În cifre, noi variem de la 1.980 de secții de votare când vorbim de alegerile locale generale și ajungem până la 2.150 de secții de votare când vorbim de celelalte scrutine. În componența acestor birouri electorale care activează pe o perioadă de 25 de zile, deci o perioadă foarte scurtă de timp, de 3 săptămâni, în aceste birouri activează membrii ai biroului electorale care, de asemenea, nu poate depăși cifra de 11 persoane și nu poate fi mai mic de 5 persoane. Numărul membrilor în biroul electoral depinde în mare parte de câți alegători sunt arondați la acea secție de votare, la acel birou electoral. Cifra variază a membrilor. În aceste birouri electorale activează o cifră de în jur de 20-21 de mii de persoane care sunt doar membri ai biroului electoral. Deci, pe lângă aceste birouri electorale, cunoaștem foarte bine că în fiecare secție de votare sunt angajați câte doi operatori la fiecare secție, deci vorbim de puțin peste 4.000 de persoane și aceste birouri electorale sunt asigurate cu o unitate de șofer, o unitate de transport, pentru că este necesar să fie transportate acele materiale de la sediul Consiliului Electoral de Circumscripție la birou electoral,
ulterior de la birou la instanța de judecată, la Consiliul Electoral Circumscripție și, nu în ultimul rând, la Comisia Electorală Centrală. Deci, în cadrul unui scrutin național, în aceste organe electorale, activează în jurul la, cifra variază în dependență de scrutin, între 22.000 de persoane și ajunge până la 25.000 de persoane care activează și noi vorbim de o perioadă de activitate de maxim 50 de zile care activează. Respectiv, această cifră urmează a fi instruită de către noi într-un termen foarte scurt și foarte rapid. Pentru a coordona un asemenea număr de persoane și un asemenea număr de organe electorale, este necesar să ai o bună organizare în cadrul Comisiei Electorale Centrale și, sigur, este necesar să ai un sistem digital care, la sigur, este mult mai ușor. Pe lângă aceste cifre de funcționari electorali, reamintesc de cele peste 50.000 de persoane care vin și depun dosarele în cadrul acestor organe electorale. În Belinski, uitați-vă, niciodată m-am gândit că instituția dumneavoastră este cel mai mare angajator, cel puțin pe o perioadă. Eram absolut sigur că poliția din Republica Moldova este cel mai mare angajator, dar uitați-vă că cifrele dumneavoastră sunt mult mai mari. Importanța a ceea ce faceți dumneavoastră este foarte mare pentru că oricare, nu știu, omisie sau greșeală sau interpretare poate avea un efect foarte mare, tot ce vorbim de alegeri. Și această sumă enormă de 50.000 de oameni care sunt într-un fel în tot acest pool, dacă doriți, de experți sau de funcționari care trebuie să pregătiți, care să corespundă tuturor acestor rigori, ei sunt într-un... probabil este și foarte scump. Pentru că de obicei, știți, noi discutăm foarte des despre cât este de scump alegea. Alegerile sunt o chestie foarte scumpă, dar este inevitabil într-un fel sau altul. Și ne vom opri un pic atunci când am vorbit despre votul electronic, despre costuri și despre alte aspecte. Dar eu propun, așa cum avem în aceste întrebări generice, să discutăm un pic despre aspecte mult mai tehnice și mult mai practice, inclusiv din punctul de vedere al cetățeanului. De exemplu, eu, Victor Guzun, care merg într-o secție de vot la oricare tipuri de alegeri, ce se întâmplă în aceste secții de votare? Care sisteme digitale? Și haideți cumva să sărim direct în subiectul nostru, pentru că mulți oameni probabil nu înțeleg ce procese digitale stau în spatele acestui proces de votare. Haideți să luăm votul propriu-zis. Spre exemplu, la alegerile locale din anul viitor, oricare cetățean al Republicii Moldova, deci trebuie să repetăm încă o dată ce a spus dumneavoastră, alegerile locale nu se votează în diaspora, deci nu se deschid secții de vot în afara Republicii Moldova, alegerile prezidențiale și cele parlamentare se deschid, aici este această diferență. Dar haideți să vedem alegerile de anul viitor, alegerile locale care vor avea loc probabil în toamna anului viitor, ce se întâmplă în interiorul secției de votare, începând de la faptul că un cetățean va intra în secția de vot până la momentul când el părăsește și mai departe, cum sunt colectate aceste date și cum se întâmplă așa că Republica Moldova este unul dintre foarte puținele state care procesează aceste date despre alegeri, rezultatele alegerilor foarte rapid și noi practic la decurs de câteva ore după închiderea secțiilor de vot, nu contează unde se află, noi în timp real putem să vedem aceste lucruri. Pentru că oamenii nu prea înțeleg cum lucrează toate aceste sisteme și cât de eficiente și cât de digitalizați noi suntem deja. Știți că există această discuție că noi nu suntem suficient de digitalizați. Eu cumva vă provoc și provoc cei care ne ascultă că da, noi suntem deja foarte digitalizați pe acest aspect, dar nu uitați că jos acolo fuge textul de la privesc.eu burtiera cu menti.com și un cod 5583 pe care să-l vedeți, 9235, unde puteți adresa oricare întrebare domnului Berlinski, domnul secretar Berlinski. Eu voi vedea întrebarea sau observația dumneavoastră și o voi adresa invitatul. Domnul Berlinski, haideți să încercăm să facem o radiografie a unui proces electoral, admitem la secțiile de vot din Republica Moldova de anul viitor, de la locale, și care instrumente digitale sunt folosite. Vă mulțumesc, poftim! Imediat o să vin cu răspunsul la întrebările dumneavoastră, dar până a adresa întrebarea dumneavoastră ați menționat de câteva costuri, că probabil este costisitor să organizezi un proces electoral. În regiune, Republica Moldova cheltuie cei mai puțini bani pe cap de alegător în cadrul unui proces electoral. Suma totală care este cheltuită de către Republica Moldova pentru organizarea unui scrutin, ea variază în dependență de scrutin și nu depășește puțin peste
vorbim de un tur despre timp, este 100 de milioane de lei. Dar atrag atenția, 80% din suma respectivă ea este pentru salarizarea funcționarilor electorali din teritoriu. Cei peste 25.000 de persoane, ei sunt salarizați de către statul Republica Moldova prin intermediul Comisiei Electorale Centrale, iar foarte puțini bani sunt utilizați pentru materiale de tipar, pentru asigurarea activității organelor electorale. Deci 80% din bugetul care este utilizat în cadrul unui scrutin, vorbim despre salarizarea funcționarilor electorali. Sperăm că vom reuși să obținem o creștere salarială astfel ca să avem persoane bine motivate care activează în cadrul organelor electorale, fiindcă noi vorbim despre oameni care pe parcursul unei zile activează peste 16 ore în cadrul organizării unui scrutin. Vorbim despre o muncă imensă și este necesar să avem specialiști și profesioniști în cadrul acestor organe, fapt de care noi avem, și cu această ocazie mulțumesc tuturor persoanelor care sunt implicate în organizarea unui scrutin electoral. Acum, nemijlocit, care sunt tehnologiile care sunt utilizate de către noi în cadrul organizării unui scrutin electoral. Toții am fost la secția de votare și când am intrat în secția de votare, noi am fost întâmpinați în primul rând de cei doi operatori care au în față câte un laptop. Am prezentat actul de identitate și ulterior ne-am deplasat la mai departe spre biroul, spre membrii biroului electoral pentru a ridica buletinul de vot. Ce se întâmplă la acele două laptopuri de către operatorii noștri, de către operatorii Comisiei Electorale Centrale? Noi suntem fixați că am intrat în secția de votare. Deci avem acel soft care se numește E-Day, Election Day sau ziua alegerilor în traducere. În acest soft este introdus numărul personal al alegătorului care se prezintă la secția de votare și este fixată deja intrarea în secție. Pe parcursul alegerilor, zilei alegerilor, noi venim la fiecare 3 ore cu o informație exhaustivă referitor la rata de prezență a alegătorilor și cifra de alegători, iar această cifră este dezagregată pe gen, vârstă și locație. Iată, prin intermediul acestor două laptopuri, noi sistematizăm informația din cele peste 2000 de secții de votare din afara țării și o transferăm sau o transpunem pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. Domnul Berlinski, eu cer scuze. Asta înseamnă că dacă o persoană a votat, spre exemplu, în ziua corespunzătoare și la cele două laptopuri care sunt interconectate în sistemul de election day, cum spuneți dumneavoastră, deci operatorii vor vedea că persoana a intrat în altă secție de votare sau a votat? Sigur că da. Ăsta este unul din funcționalul de bază al acelor două laptopuri. Deci, odată ce eu sunt înregistrat sau fixat că am intrat într-o secție de votare, dacă din, nu știu, motive stranii, din punctul meu de vedere, un alegător va dori să meargă la o altă secție de votare, el imediat va fi identificat de către cei doi operatori. Apare un mesaj foarte simplu: alegătorul respectiv s-a prezentat la ora, minuta și secunda și se oferă și numărul secției de votare. Cu regret, noi am avut alegători care au încercat sau au vrut să experimenteze dacă funcționează acest sistem. Am avut alegători care au votat la o secție de votare care el este arondat în lista electorală de bază și s-a deplasat în afara țării, în statul vecin, a încercat să intre în secția de votare. Imediat cum a intrat în secția de votare, au fost identificați de către operatori și persoanele respective au fost identificate și nu li s-a permis să voteze. Sigur că ei au suportat consecințe juridice după aceasta, dar iarăși au făcut-o pe propria experiență. Spuneți, vă rog, care sunt aceste consecințe juridice ca să înțeleagă cetățenii care ne urmăresc, care vor să fenteze într-un fel sistemul pentru ei? Deci, votul multiplu este prevăzut de către codul penal. Persoana respectivă riscă un dosar penal, iar decizia deja aparține instanței de judecată. Vorbim de la amendă până inclusiv sancțiuni mult mai drastice. Cu regret, noi avem asemenea cazuri când persoanele au încercat să intre în secția de votare, au fost fixate de către acești doi operatori, lor nu li s-a permis să voteze multiplu,
dar la sigur sunt, au fost identificați și au fost cercetați de către organele de forță din Republica Moldova. Revenim la cei doi operatori. Pe lângă faptul că ei înregistrează acești alegători și nu permite alegătorul să se deplaseze la o altă secție de votare, este folosit aceste două laptopuri pentru a identifica dacă alegătorul are permisiunea să voteze la această secție de votare. O să dau un exemplu. Eu, fiind în cadrul municipiului Chișinău, noi în municipiul Chișinău avem peste 310 secții de votare, merg la o secție de votare la care eu nu sunt arondat în acea secție, deci la intrare în secție de votare, dacă nu sunt în lista electorală de bază pentru acea secție, pe acel ecran al celui laptop, mi se comunică că nu mă aflu la această secție de votare, dar urmează să mă deplasez la secția de votare, îmi dă numărul secției de votare, inclusiv adresa unde eu urmează să mă deplasez. Deci, domnul Berlinski, aceste două lucruri probabil sunt super importante. De ce? Pentru că este absolut clar dacă A, cetățeanul are drept să voteze, de la da sau nu, da? Pentru că s-ar putea întâmpla să aibă, nu știu, să nu aibă drept să voteze o persoană. Doi, al doilea element este că are drept să voteze în secția corespunzătoare sau în altă secție și sistemul automat extrage datele și expediază, transmite informația celor doi operatori care îi sugerează persoane unde să meargă. Și trei, a treia informație de bază este că cetățeanul corespunzător, noi nu știm dacă el a votat, dar noi știm cu siguranță că el a intrat într-o altă secție de vot până atunci. Deci, practic, noi avem toate aceste elemente constituente ale faptului că noi putem să implementăm un vot electronic într-un fel sau altul, cu excepția acelui mecanism de vot. Deci, identificarea votului, dacă a votat și dreptul de a vota și în care secție, acest sistem ca să concluzionăm, acest sistem îl asigură. Corect am înțeles? Exact, stimate domnule Guzon, și noi, în calitate de funcționari electorali, mergem la colegii noștri din alte state pentru a monitoriza alegerile în statele respective. O să profit de ocazie și o să spun că Republica Moldova, la sigur, este una dintre cele mai digitalizate la acest aspect, fiindcă foarte puține state implementează anume această tehnologie. Da, noi avem cazul Georgiei, cazul Armeniei, cazul altor state unde alegătorul, când intră în secția de votare, prin amprentă în cadrul unui dispozitiv, se identifică persoana respectivă. Însă aceste dispozitive, ele nu sunt conectate la internet și nu au o comunicare între ele. Deci nu asigură acea comunicare practic în fiecare secundă referitor la prezența alegătorilor în secția de votare. Uitați-vă, noi, Republica Moldova, implementăm începând cu 2014, deci deja peste 8 ani de zile când noi implementăm acest sistem de evidență electronică a alegătorilor și evidență în intrarea în secția de votare și pot să vă spun că el este de mare folos și este sigur de a fi utilizat și inclusiv dă o credibilitate net superioară în cadrul unui proces electoral. Berlinski, propun să mergem mai departe pe succesiunea evenimentelor în secția de votare și mai departe se întâmplă în spatele cortinii, ceea ce nu văd cetățenii. Cum dumneavoastră reușiți atât de rapid să cuantificați, să colectați informația, să o testați probabil, să o controlați și să o prezentați pe acel site, care încă o dată este super rapid, probabil cel mai rapid care le cunosc eu. Vă rog. Imediat după ce se închide secția de votare, funcționarii electorale, acei în jur de 11 membri, proced la numărarea manuală a buletinilor de vot. Deci cunoaștem foarte bine, se închide secția de votare, încep a fi desigilate urnele de vot, se începe cu urna mobilă, se numără buletinele de vot și se încep cu urnele staționare care s-au regăsit pe parcursul zilei în secția de votare. Se numără acele buletine de vot în prezența observatorilor, în prezența reprezentanților cu drept de vot consultativ ai concurenților electorali. Imediat după ce se numără și se totalizează rezultatele în secția de votare, se completează un proces verbal care conțin date despre numărul de alegători pe lista electorală de bază, pe lista suplimentară, câți alegători au venit și au recepționat și au primit buletinele de vot, fiecare rezultat obținut de către concurenții electorali. Deci câte voturi au obținut concurenții electorali se sistematizează în acel proces verbal pe hârtie,
este transmis spre cunoștința tuturor persoanelor care se află în secție de votare, la numărare și totalizare, la final se semnează de către cei membrii biroului electoral, vorbim de 11 persoane care confirmă acele rezultate prin semnătură. Iată, acel proces verbal, după ce este completat pe hârtie, este transmis acelor doi operatori care au fost la intrare în secția de votare pe parcursul zilei, iar acei operatori deschid un proces verbal electronic și includ datele în acel proces verbal. Printr-un simplu click îl remit în adresa Comisiei Electorale Centrale, el vine în adresa noastră și aici are loc o cumulare a informațiilor și anunțare a celor rezultate preliminare în ziua alegerilor. Practic, noi, începând cu orele 11.00, deja aducem la cunoștința cetățenilor care sunt rezultatele. De ce la acea oră? Fiindcă este nevoie de cel puțin o oră jumătate pentru ca membrii biroului electoral să numere acele buletine de vot, să completeze acel proces verbal pe hârtie, să-l confirme prin semnătură și să accentuez, 11 oameni confirmă rezultatele respective prin semnătură, dar rezultatele în secția de votare sunt confirmate în mijlocit prin prezența observatorilor și a reprezentanților cu drept de vot consultativ și atât cele date se transmit în adresa noastră, ele se cumulează, se sistematizează, se totalizează și se aduce la cunoștință publică prin acele rezultate preliminare. Fiindcă în cadrul alegerilor locale generale noi dăm rezultatele inclusiv câte mandate de consilier a luat partidul respectiv în localitatea respectivă sau cine a trecut în turul al doilea, se calculează automat printr-un simplu click pe site-ul Comisiei Electorale Centrale și persoanele pot să vadă. Apropo, în cadrul zilei alegerilor, site-ul Comisiei este probabil unul dintre cele mai vizualizate site-uri în Republica Moldova. Noi avem peste 200.000 de accesări în cadrul zilei alegerilor, dar când vorbim de turul al doilea la prezidențiale, atinge cifra aproximativ de 1.000.000 de accesări al site-ului. Ce fiindcă toată lumea așteaptă acele rezultate. Imediat după ce noi primim acel proces verbal pe hârtie, el este scanat și plasat pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. Chiar la această etapă, cine este cu interesat, poate să intre la rubrica alegeri și referendumuri, să acceseze oricare scrutin care el este vizat și vede acel proces verbal scanat, semnat de către toți membrii biroului electoral. Deci noi al secției respective în care vota cetățeanul. Sigur că da. Să văd rezultatele, să văd cine a fost membrii biroului electoral, cine a numărat acele voturi și inclusiv se regăsesc acele semnături care confirmă acele rezultate. Când noi vorbim despre o numărare paralelă a rezultatelor voturilor, oricine poate să o facă la orice oră, doar accesând site-ul nostru al Comisiei Electorale Centrale și vizualizând acele procese verbale scanate. Domnul Berlinski, și să încheiem acest șir al utilizării sistemului, SIA alegeri se numește el, din câte înțeleg eu. Spuneți-ne, vă rog, în caz că există, nu știu, un partid politic sau o organizație de observatori sau un cetățean sau un grup de cetățeni, cum colaborați toate aceste date? Ne-ați deja ați spus, da? Și anunțați rezultatele finale. E un proces, ați avut careva probleme, disfuncționalitatea lor, totul este coordonat, sunt careva, nu știu, cerințe exagerate din partea sau lipsă de încredere, pentru că trecem treptat la a doua întrebare, care se numește provocări, da? Care sunt acele provocări? Care sunt acele provocări de securitate, resurse umane, poate bani sau logistice sau legale? Și poate un pic ne spuneți și despre acel pachet legislativ, acele amendamente la codul electoral care a fost adoptat ieri în Parlamentul Republicii Moldova. Haideți să spunem faza finală, adică când se anunță rezultatele finale, care sunt de fapt, care nu mai sunt supuse după ce au fost toate contestațiile soluționate, cum ele sunt anunțate și această procedură de control reciproc. Și după care o să trecem la întrebări scurte, vă rog. Foarte succint. Deci acel proces verbal care este introdus în acel soft EDI de către operatori, exact acea copie a procesului verbal este remisă tuturor persoanelor care se află în secția de votare. Deci fiecare concurent electoral are dreptul să înainteze în secția de votare un observator și un reprezentant cu drept de vot consultativ. Deci fiecare concurent electoral are dreptul să înainteze doi oameni în fiecare secție de votare, iar aceste persoane primesc câte o copie a acelui proces verbal.
Exact aceleași date se transmit în adresa comisiei, exact aceleași date se regăsesc pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. Deci, practic, acest sistem funcționează foarte bine și concurenții electorali cunosc imediat după ce se termină rezultatele alegerilor, inclusiv de acele persoane care sunt desemnate. Mai mult decât atât, o copie a acelui proces verbal se plasează la intrare în secție de votare. Deci, imediat după ce membrii biroului electoral în ziua alegerilor au completat plasează acel proces verbal, respectiv în ziua de luni, oricine poate să meargă la secția de votare să vadă rezultatele pe hârtie care au fost în secția respectivă. Și dacă o să-mi permiteți, până la 5 minute o să vă repet, pentru că noi nu avem doar acest soft, noi avem alte 8 procese digitale în cadrul Comisiei Electorale. Vă rog. Am să încerc foarte succint să trec peste ele. Dacă vor apărea întrebări, cu mare drag o să-l explic fiecare. Deci avem site-ul Comisiei Electorale Centrale, care spuneam că este accesat de sute de mii de persoane. Avem registrul de stat alegătorilor. Ce înseamnă acesta? Înseamnă acel registru electronic care se regăsesc toți alegătorii. În cifre noi vorbim de peste 2,38 milioane de alegători care este în acest registru. Noi cunoaștem acea repartizare inclusiv pe fiecare adresă, la fiecare secție de votare, cum el este repartizat. Al doilea soft care este folosit de către noi, vorbim de acea înregistrare prealabilă care este utilizată de către cetățenii noștri care se află în afara țării și anunță prin intermediul acelei aplicații despre faptul că în ziua alegerilor se va afla în afara țării. Vorbim despre la această etapă de peste 100.000 de persoane care s-au înregistrat în acest soft. Noi avem o aplicație care este foarte importantă, buletinul de vot. Deci, în cadrul Comisiei Electorale Centrale este un soft care generează acel buletin de vot. În cifre, în cadrul unui scrutin local, noi avem peste 1828 de texte de buletine diferite. Această aplicație este utilizată pentru a tipări buletinile de vot în cifre. În cadrul alegerilor locale generale, pentru primul tur de scrutin, noi vorbim despre o cifră de peste 8 milioane de buletini de vot care noi le tipărim. Când vorbim de turul al doilea, când rămân doar primarii, vorbim de o cifră de 1,39 milioane de buletini de vot. Cea mai mare cifră de buletini care au fost tipărite, vorbim de 2019, Comisia a tipărit peste 14 milioane de buletini de vot care au fost remise în teritoriu. La scrutinul anterior organizat în iulie 2021, noi am tipărit în jur de 3,1 milioane de buletini de vot care s-au regăsit în fiecare secție de votare. O altă aplicație care noi spunem rotația, ne referim la evidența acelor aleși locali. Deci, în această aplicație, la moment, noi avem informații despre 898 de primari din localitate, noi avem informații a consilierului de 11.580, noi avem date despre cei candidați suplianți care urmează să obțină mandatul dacă apare vacanța din acestea, noi vorbim despre o cifră despre peste 35.000 de persoane. Sigur că noi avem informații de cei 101 deputați din Parlamentul Republicii Moldova și la această etapă noi avem 186 de candidați suplianți la funcția de deputat. O altă aplicație care este utilizată de către comisie, vorbim despre liste de subscripții. Noi o utilizăm din 2016. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că noi verificăm semnăturile care au fost date pentru candidatul la funcția de președinte și pentru candidații independenți. În cifre, cel mai mare a fost solicitat în anul 2016, atunci când noi am verificat semnăturile pe liste de subscripție. Deci noi am verificat semnăturile puțin peste 1,5 milioane de semnături cu această aplicație. Noi avem un alt modul care este foarte important în cadrul unui scrutin, modulul observatorii. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că observatorul, dacă constată în viziunea observatorului o neregulă sau o nerespectare a procedurilor electorale, simplu, el este logat în această aplicație printr-o singură poză, fixează în viziunea dumnealui acea nerespectare a procedurilor electorale, poză, video, descriere a acelei nerespectări este remisă în adresa Comisiei Electorale Centrale. Noi utilizăm această aplicație începând cu anul 2021 și ea funcționează și ea este monitorizată
ca toate contestațiile care sunt depuse în teritoriu să fie soluționate. O altă aplicație care de asemenea este destul de importantă, vorbim despre controlul financiar. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că fiecare partid politic el este obligat să prezinte rapoarte financiare despre activitatea sa, atât în campanie electorală, cât și în afara campaniei electorale. Iată, prin intermediul acestei aplicații, el încarcă acel raport financiar și îl remite în adresa Comisiei Electorale Centrale. Deci am vorbit de aceste 8 module care sunt de bază în cadrul Comisiei, dar pe lângă aceste module noi avem alte mici module care nemijlocit organizează și ne ajută în procesul de organizare a unui scrutin național. Domnul Berlinski, eu mă gândeam acum care ar fi cea mai digitalizată instituție din Republica Moldova? Și mi-a venit greu să cred că este, nu doar în baza ceea ce spuneți dumneavoastră, dar și în baza unor analize care nu le-a făcut colegii de la IPRE înainte, Comisia Electorală Centrală, probabil este cea mai digitalizată instituție din Republica Moldova. Și uitați-vă că nouă și aici, știți, întrebările care mi-apar, din câte vă dați seama, țin de un singur aspect super important, care se numește votul electronic, și întrebările sunt de genul corespunzător. Când, cum, de ce, și așa mai departe. Și aici imediat vom discuta acest aspect. Dar eu am o întrebare tematică, care este din partea mea, dacă doriți. Această listă a membrilor partidelor politici. Eu știu că nu este responsabilitatea dumneavoastră, este Ministerul Justiției care are această dimensiune. De exemplu, în țara unde eu locuiesc și de unde vorbesc acum, în Estonia, deci această listă este publică. Este un singur registru care este interconectat cu registrul entităților juridice, unde sunt toate entitățile de drept, inclusiv și ONG-urile și partidele politice. Și dacă ești în acea listă care este una publică, ești membru a unui partid. Dacă nu ești membru a unui partid politic în acea listă, înseamnă că nu ești membru a partidului corespunzător. Știți cumva despre o asemenea inițiativă? Noi vorbeam și cu colegii de la Ministerul Justiției despre acest lucru. Vi se pare un lucru ok? Pentru dumneavoastră, într-un fel sau altul, deja vedeți care este lista concurențelor electorale, da? Vedeți mai multe elemente. Cum vi se pare această idee, dumneavoastră, cel personal, din perspectiva Comisiei Electorale Centrale? Pentru că dumneavoastră și raportați, mai este și o chestie de interconectare, și aceea probabil este o mică dualitate, pentru că, de exemplu, dumneavoastră raportați care sunt, nu știu, veniturile financiare ale partidelor, inclusiv din donațiile membrilor. Deci, cumva, ele sunt interconectate, dacă doriți. Dacă puteți comenta scurt și trecem la votul electronic. Foarte succint. Deci, Agenția Servicii Publice deja a preluat de la Ministerul Justiției înregistrarea partidelor politice. Sigur că noi cunoaștem care sunt acele partide și care sunt conducătorii partidelor. Agenția Servicii Publice informează periodic Comisia despre modificările care sunt făcute, operate în statutele acestor partide și la solicitarea Comisiei atunci când noi întrebăm cine este președintele partidului X, Y sau alt partid. Referitor la membrii partidelor politice, nu cunosc dacă Agenția Servicii Publici are un asemenea mecanism referitor la publicarea membrilor partidelor pe fiecare partid. Pot să spun ce facem noi. În cadrul unui scrutin, nu contează care el este, noi publicăm partidul, lista de candidați, cine candidează pe cele liste, pentru fiecare candidat. Și această informație se regăsește acum și pe site-ul Comisiei. Pentru fiecare candidat, noi publicăm acele date biografice, acel mini-CV al candidatului, cine este el. Deci această informație este pusă la dispoziție de către candidat. Noi publicăm și acea declarație de avere și interese personale pentru fiecare candidat. Deci noi, Comisia Electorală Centrală, în cazul unui scrutin, publicăm datele despre candidați. Referitor la membrii de partid, ține această atribuție de către o altă instituție, altor colegi din cadrul Agenției Servicii Publice și sper, dacă încă nu ați făcut o emisiune cu ei, dacă veți face pe viitor, la sigur ei o să vă poată da mai multe detalii despre evidența membrilor de partid. Da, domnul Berlinski, am făcut, am discutat cu doamna secretar de stat și cu directorii ARIJ și celelalte instituții corespunzătoare. Domnul Berlinski, domnul secretar, dumneavoastră ați creat un CECUL, a creat un grup interinstituțional de dezvoltare a conceptului de vot electronic. Este super important acest element, inclusiv din perspectiva noastră. Și, din câte cunoaștem noi, el a fost expediat în adresa Guvernului Republicii Moldova și a Parlamentului Republicii Moldova. Tot Parlamentul Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, a stabilit și o sumă de bani pentru testarea, dezvoltarea și testarea modulului tehnologic. Spuneți-ne, vă rog, unde suntem la această etapă, ce să ne așteptăm de viitor, ce are loc pe această dimensiune. Am văzut
decizia Comisiei Electorale Centrale de nominalizare a unei companii care dezvoltă acest termen de referință de dezvoltare a soluției deja. Deci noi suntem într-un proces în Republica Moldova de dezvoltare a soluției corespunzătoare. Unde suntem din punct de vedere legal, tehnologic, politic, decizional și așa mai departe pe această dimensiune câteva minute, că deja au trecut, la noi timpul trece foarte rapid în discuțiile acestea și mai avem doar 15 minute. Domnul Berlinski, vă rog, votul electronic, unde suntem? Da, foarte succint la toate o să vă răspund cu excepția politicului, pentru că nu cunosc ce se întâmplă acolo. Legal, în anul 2008, deci 14 ani în urmă, Parlamentul, în legea 101, care se regăsește în, pe legis.md, o să găsiți acel concept de digitalizare a proceselor electorale. Deci în anul 2008, Parlamentul, în legea 101, privire la SIAS alegeri, a menționat că pe parcursul la 5-8 ani de zile, deci până în anul 2016, urma să fie dezvoltat votul prin internet. De ce nu a fost făcut? Nu pot să vă răspund la această întrebare, urmează să răspundă cei care au fost la acea etapă. Am să vă spun ce facem noi. În luna decembrie a anului 2021 a fost creat acel grup de lucru internațional, așa cum ați menționat și dumneavoastră, care a fost responsabil de elaborarea conceptului. Acel concept a fost adoptat la data de 27 iunie 2022, deci acel grup de lucru internațional a muncit puțin peste jumătate de an. A fost elaborat acel concept și a fost remis în adresa Parlamentului. Ce a făcut Parlamentul? În septembrie, atunci când a operat modificări la legea bugetului, a alocat acele resurse financiare necesare pentru, vorbim aici despre dezvoltarea și pilotarea votului prin internet. Deci când vorbim despre pilotare, votul prin internet în cadrul pilotării nu provoacă careva efecte juridice. Deci doar el este testat cum activează, cum funcționează acest sistem. În septembrie, Parlamentul a modificat legea bugetului, a alocat Comisiei Electorale Centrale resursele financiare. Imediat, Comisia a aprobat o altă hotărâre prin care a creat un alt grup de lucru interinstituțional responsabil de elaborarea caietului de sarcini și nemijlocit a softului în cadrul dezvoltării acestui vot prin internet. Deci noi deja în octombrie acest grup deja activa. A fost lansată un apel public, o licitație pe site-ul oficial, site-ul guvernamental mtender.gov.md, prin care am spus noi avem nevoie de o companie care să dezvolte softul votul prin internet. A fost selectată, a fost depusă oferta de către compania Indrivo, care ea este deja publică, noi deja suntem la a 10-a ședință deja cu această companie, care și-a asumat angajamentul să scrie acei termeni de referință. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă un caiet de sarcini, ce înseamnă scrierea pe hârtie cum urmează să fie dezvoltat votul prin internet, ce înseamnă acest vot prin internet, care sunt modalitățile de votare și în mijlocit care sunt criteriile care un alegător trebuie să dispună pentru a putea vota prin internet. Deci noi la această etapă suntem la scrierea caietului de sarcini. În termen, noi avem termen până la sfârșitul lunii decembrie să avem acest caiet de sarcini deja elaborat, aprobat și la sigur va fi plasat pe site-ul Comisiei Electorale Centrale pentru a aduce la cunoștința tuturor ce înseamnă votul prin internet. Noi suntem foarte conștienți că este o responsabilitate enormă implementarea acestui vot prin internet și nu prin faptul tehnic, da? Soft, conexiuni internet și tot restul, pentru că noi suntem extrem de digitalizat la acest proces, dar suntem conștienți referitor la vulnerabilitatea acestuia pe aspectul de încredere. Iată, noi avem de asemenea selectat o companie care urmează să elaboreze un caiet de sarcini pe partea de comunicare. Mesaje, noi o să pornim o campanie de informare a tuturor cetățenilor referitor la importanța votului prin internet, ce înseamnă votul prin internet, cât el este de sigur. Conform acelui plan de acțiuni care a fost aprobat în luna octombrie acestui an, ne propunem ca la sfârșitul lunii septembrie-octombrie să pilotăm votul prin internet. 2023. Toate că mai mulți experți ne spun că este un termen optimist, noi încercăm să ne respectăm acest termen. Sigur că el pot apărea
întârziere în realizarea acestui plan. De ce? Fiindcă nu depinde doar de noi, de Comisia Electorală Centrală și de cele 5 instituții, dar mai depinde și de cele companii care sunt angajate de către Comisie să dezvolte acest soft. Deci noi vorbim de sfârșitul septembrie-octombrie pentru pilotarea votului prin internet. Accentuez, pilotarea nu va produce careva efecte juridice. De ce nu este necesară pilotarea? Este necesar să testăm cum el funcționează votul prin internet, să vedem care sunt avantajele, care sunt vulnerabilitățile și ele urmează a fi remediate. Deci la această etapă nu este prevăzut când el urmează a fi implementat pentru a produce efecte juridice. Un singur lucru este clar, că atunci când votul prin internet va fi deja disponibil ca cetățeni să-și exercite dreptul la vot, la sigur va fi necesare careva modificări în codul electoral. Accentuez că Parlamentul ieri, când a votat în lectura al doua acel cod electoral, nu se regăsește absolut nicio normă referitor la votul prin internet. Deci noi urmează să-l pilotăm, urmează să vedem dacă el funcționează, dacă el este potrivit Comisiei Electorale, alegătorilor din Republica Moldova. Doar după aceea se va înainta, iarăși, prin consultări publici, prin transparență maximă, care sunt necesitățile de modificare a cadrului legal ca acest vot prin internet să producă careva efecte juridice. Acum, foarte succint, o să spun ce este necesar eu în calitate de alegător, de ce va fi nevoie ca să votez prin internet. Domnul Dălinschi, dacă îmi permiteți, și pentru că am anticipat într-un fel, de ce el este sigur, cum, ce va avea nevoie alegătorul și de ce nu avem nevoie de semnătură digitală, am citit cu atenție conceptul corespunzător. Știți, există o mulțime de fobii pe subiectul ăsta. El nu este sigur că doar oamenii tineri vor vota și cineva va fi exclus, că va avantaja un actor politic, va fi super, super scump și așa mai departe. Dacă tot acest amalgam de elemente le puteți cumva adresa, vă rog. Foarte succint, și o să profit de prezența dumneavoastră, poate veniți dumneavoastră cu un exemplu Estoniei, care este în top la organizarea acestui vot prin internet. Sigur că există careva temeri din partea concurenților electorali, din partea alegătorilor referitor la votul prin internet, fiindcă tot ce este nou provoacă careva dubii asupra unui soft. Însă, accentuez, votul prin internet va fi o metodă alternativă de vot. Cine va dori să voteze prin internet, doar acela își va exercita dreptul la vot. Comisia va organiza secții, voturile în cadrul secțiilor de votare. Deci nimeni nu anulează votul prin hârtie, pe hârtie, pe buletinul de vot, odată cu implementarea votului prin internet. Deci accentuez, va fi o metodă alternativă de vot, doar cei care vor dori vor vota prin internet. Deci este sigur, pentru că sistemele care le gestionează acum Comisia Electorală Centrală și-au demonstrat utilitatea în cadrul organizării unui scrutin. Eu am enumerat doar câteva din cele mai importante. Nu am auzit absolut pe nimeni să conteste funcționalitatea acestor sisteme. Respectiv, votul prin internet este unul real și poate fi implementat. De ce avem noi nevoie? Avem nevoie pentru ca să oferim o accesibilitate la acest proces de vot. Pentru că acum cunoaștem foarte bine, prin intermediul unui telefon, noi deja achităm acele facturi, nu mai stăm în rând la poștă. Prin intermediul utilizarea unor mecanisme online, facem cumpărăturile. Achităm care sunt taxele care fiecare cetățean urmează să fie. Deci noi vorbim despre o comoditate a alegătorilor și nici de cum pentru un beneficiu al unui sau al altui concurent electoral. Deci noi, când vorbim despre implementarea votului și pilotarea votului prin internet, în primul rând noi ne gândim la comoditatea alegătorilor și să asigurăm dreptul la vot la cât mai mulți alegători, inclusiv prin acest vot prin internet. Și cu scuzele de rigoare că repet, deci va fi o metodă de vot alternativă, nici de cum nu va înlocui votul pe hârtie. Mulțumesc. Mai mult decât atât, domnul Dălinschi, conform conceptului, dacă o persoană va vota online și cumva și va schimba ideea sau vrea să și va veni într-o secție de vot propriu zis, pentru că vot, trebuie să spunem că votul online va fi a priori un vot preventiv, corect? Și va avea posibilitatea să vină în secția de vot. Ce se va întâmpla? Votul lui online va fi declarat unul nul și doar votul în persoană va fi cel valabil. Puteți comenta un pic acest lucru? Super important. Exact. Deci conform conceptului se propune, și iarăși noi să mergem pe experiența Estoniei. Deci noi am luat un lucru care funcționează
Și este bine și încercăm să-l implementăm în Republica Moldova. Deci, conform conceptului, ce ne propunem noi? Ca votul prin internet să aibă loc 2-3 zile. Spre exemplu, de luni până miercuri în săptămâna alegerilor, alegătorii vor avea posibilitatea să voteze prin internet. În ziua de miercuri se închide votul prin internet, dar asta nu înseamnă că eu în ziua de duminică nu voi putea să merg la secția de votare să votez pe hârtie. Deci eu voi merge la secția de votare, mie să vă oferi dreptul să votez pe hârtie și așa cum am spus la început, odată intrată în secția de votare, fixat de către acei doi operatori la intrare în secția de votare, votul prin internet va fi anulat și nu va fi luat în calcul. Chiar dacă noi votăm de luni până miercuri, voturile vor fi numărate și totalizate doar în ziua de duminică, doar după ce vor fi închise secțiile de votare. Domnul Berlinski, eu sunt, știți cum la noi se discută așa, că cineva o să-ți cumpere votul online. Spuneți, rog, mai este un mecanism. Sigur, oamenii pot vota multiplu, corect? Vreau să-l aduc și la cunoștință, la final am lăsat. Deci o persoană va putea vota prin internet ori de câte ori dorește, dar atenție, va fi contabilizat doar ultima opțiune. De ce se face acest mecanism? Fiindcă atunci când tu intri într-o secție de votare, ești într-un mediu asigurat intimitatea sa. Deci statul, Republica Moldova, prin intermediul secției de votare, asigură intimitatea alegătorului. Deci eu merg în cabina de vot, statul mie mi-asigură intimitate că eu nu sunt influențat, nu sunt presat referitor la exercitarea opțiunii mele de vot, când votez buletinul de vot pe hârtie. Atunci când noi vorbim de votul prin internet, este un mediu necontrolat, adică statul Republica Moldova nu poate să-ți asigure ție intimitatea, fiindcă tu poți să o faci de oriunde, din transport, de acasă, de la birou, deci pot fi situații diferite. Atunci când un alegător va fi cumva influențat asupra votului sau va fi presat să voteze un concurent electoral și să demonstreze opțiunea sa de vot, poate să o facă, dar ulterior poate să meargă acasă, într-un mediu sigur, unde are intimitate pentru a-și exercita dreptul la vot și poate să schimbe opțiunea. Respectiv, alegătorul va vota ori de câte ori dorește el prin internet, dar atenție, și accentuez chestia aceasta, va fi contabilizat, contorizat, numărat doar ultima opțiune care a fost remisă. Și iarăși, dacă alegătorul în ziua de miercuri va vota prin internet, iar până ziua de duminică va dori să-și schimbe opțiunea, va avea posibilitatea respectivă, se va prezenta la secția de votare și va vota pe hârtie, iar votul său, opțiunea sa, ultima care a fost prin utilizarea votului prin internet, va fi anulată. Și încă ceva, domnul Berlinski, iarăși o măsură adăugătoare, pentru că chiar dacă ai votat, nu știu, admitem de 50 de ori, dacă cineva te-a presat și a arătat prin scrinul că ai votat pentru candidat, deci mergi acasă să votezi, dar chiar dacă corespunzător, repet încă o dată, dumneavoastră ați spus, în ziua alegerilor se cuantifică, dar există și acele zile de booster, cum le numim noi, da? În care dacă Comisia Electorală Centrală sau instituțiile de stat sau, nu știu, se va demonstra că ceva nu lucrează în sistem, Comisia Electorală Centrală va avea probabil suficient timp ca să cheme cei alegători care au votat online în secții de vot tradiționale. Corect am expus? Exact. Deci eu o să încerc un pic să parafrazez. Dar noi finalizăm, mai avem 2 minute. Foarte suficient. Deci noi când vorbim de votul prin internet, analogic noi vorbim de o urnă de vot. Deci pe parcursul de joi-vineri, Comisia și instituțiile abilitate se vor asigura că acea urnă de vot, ea este sigură, ea este sigilată, ea nu a fost cumva hăcuită, penetrată sau este cumva pus în pericol securitatea acelei urne. Deci nu vor fi numărate buletinele de vot din acea urnă de vot electronic. Deci doar se va asigura că ea este sigură. Dacă trebuie să admitem și scenarii pesimiste, dacă instituțiile abilitate pe securitate cibernetică vor spune că votul prin internet sau asigurarea acestuia nu a funcționat la această etapă, sigur că alegătorii vor fi chemați la urne să-și exercite dreptul de vot pe hârtie, dar atenție, doar cei care au votat prin internet. De fiecare dată noi chemăm alegătorii să vină să-și exercite dreptul la vot în cadrul secției de votare. Domnul secretar, ceea ce spuneți dumneavoastră confirmă încă o dată că da, există, noi trebuie să discutăm despre riscuri și este absolut normal să discutăm despre ele, dar experiența multor state, eu personal am votat de 4 ori online, inclusiv din Republica Moldova de 2 ori, o dată dintr-o vie din Orhei și altă dată dintr-un sat din Găgăuzia, chiar mă laud cu chestia asta,
Și niciun vot n-a fost compromis în 17 ani. Noi, într-un fel sau altul, vrem să avem acest lucru, pentru că suntem deja în secolul 7, știți, nu suntem în secolul 17, în secolul 21, dar ideea este că noi avem și o parte din populație care au o problemă majoră în această perspectivă. Mă refer la cei din diaspora. Și această comunicare, în opinia noastră, și exact din aceste considerente, noi facem aceste discuții publice săptămânale ca să avem cât mai multe comunicare, ca să răspundem la cât mai multe întrebări. Domnul Belinski, noi finalizăm de fiecare dată printr-un minut în care dumneavoastră faceți un apel, dacă vă doriți, la cooperare și dacă îl faceți, cui se adresează el, sau poate educație mai mult, sau discuții mai mult. Pentru că probabil această cooperare, discuții, argumente, răspuns la întrebări, pentru că fiecare cetățean al Republicii Moldova, mai ales dimensiunea dumneavoastră, are dreptul să adreseze întrebări și instituțiile responsabile trebuie să răspundă la aceste întrebări. Ce apel la cooperare dumneavoastră ați face, cui se adresează și cu aceasta vom închide această discuție minunată la care vom reveni cu siguranță. Domnul secretar, vă rog. Deci, motoul nostru, cel puțin al meu personal, calitatea unui proces electoral depinde de implicarea fiecăruia dintre noi. Deci, noi trebuie să fim dintre cei mai buni acolo unde noi suntem antrenați în organizarea unui proces electoral. Când vorbim despre noi, nu mă refer doar la cei 50-60 de funcționari care activează în cadrul Comisiei Electorale Centrale, care sunt printre cei mai profesioniști care are Republica Moldova în cadrul instituțiilor de stat. Mă refer la colegii noștri din teritoriu, la cei peste 25.000 de persoane care activează în cadrul unui proces electoral național. Mă refer la cei 55.000 de candidați care își depun dosarele în cadrul alegerilor locale generale. Mă refer la cei peste 2.000 de candidați care optează pentru un fotoliu în Parlament, pentru un mandat de deputat. Mă refer la cei 10-15 candidați care își depun dosarul pentru a obține funcția de președinte al Republicii Moldova. Deci noi urmează să fim cei mai buni atunci când organizăm acest proces electoral. Sigur că responsabilitatea numărul unu este pe umerii Comisiei Electorale Centrale în calitate de organizator acestui proces electoral, dar fără implicarea tuturor în cadrul acestui proces electoral, nouă ne va fi mai greu de realizat. De aceea vin cu un îndemn. 1. Să fim cât mai informați despre ce înseamnă un proces electoral. 2. Nu este dificil. Deschideți site-ul Comisiei Electorale Centrale, ce.md, o să găsiți toate informațiile respective, inclusiv link-uri la alte site-uri care sunt gestionate de către Comisia Electorală Centrală. 3. Aveți o gândire critică, analitică. Contrapuneți mai multe informații din mai multe surse și rugămintea este să vă informați doar din canale oficiale. Și aici mă refer, repet, la site-ul Comisiei Electorale Centrale, la pagina de Facebook a Comisiei Electorale Centrale, care noi venim cu informații veridice și din prima sursă. Și în ultimul rând, cu un îndemn să fim cât mai activ implicați în cadrul unui proces electoral în care este organizat în Republica Moldova. Și în ultimul rând, dacă sunt careva sugestii de îmbunătățire, de ajustare, îndemn toți să le expedieze în adresa noastră. Noi avem o adresă de e-mail foarte ușoară, info@check.md. Și nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc mult, stimate domnule Guzon, pentru organizarea acestei discuții și pentru faptul că ați oferit posibilitatea nouă să venim cu mesaj în adresa cetățenilor Republicii Moldova, care nu contează unde se află ei, pe teritoriul țării sau în afara țării. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim mult, domnule secretar Berlinski. Noi considerăm această dimensiune electorală foarte importantă și categoric ne vom reveni la aceste discuții pe marginea și a introducerii votului prin internet, pentru că înțeleg că se mișcă cu pași destul de clari, dar foarte atenți, da? De a ne asigura că toate sistemele, de a vă asigura că toate sistemele funcționează bine și sunt credibile, pentru că de fapt el va fi folosit atunci când va fi suficientă încredere în toate procesele conexe și categoric vom reveni la această temă, pentru că mai avem și alte elemente conexe, de exemplu se dezvoltă MobiSign,
Am discutat chiar în această lună cu domnul vicepremier Țurcanu, șefii STISC și AGEA, care este un element super important pe această dimensiune. Reamintesc că aceste discuții publice sunt organizate în cadrul proiectului Creșterea rolului centrelor de cercetare în sprijinirea efortului național de integrare europeană a Republicii Moldova, Think Tanks for EU Membership, este implementat de către IPRE, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, pe care eu îl reprezint, în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova și Prives.eu, realizat cu susținerea fundațiilor pentru o societate deschisă. Și noi de fiecare dată spunem, domnul Berlinski, că Moldova va fi digitală, dar este nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi. Vă mulțumim, o zi bună și un weekend cât mai frumos tuturor. La revedere! La revedere!